Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Tatiana Fischer, moderator, și Lelian Secară, regizor, vă invit în spațiul public. Astăzi, în acest spațiu, vom vorbi despre cultură, dar dintr-o altă perspectivă decât cea tradițională. Abordarea va fi una economică. Vom încerca să aflăm de la invitații noștri care este gradul de dezvoltare al industriilor cultural-creative de la noi, ce perspective de dezvoltare au, ori acestea, industriile cultural-creative, reprezintă acum unul din sectoarele economiei globale cu cea mai mare rată de creștere. Este acum avantajos și la modă să dezvolți un business cultural pretutindeni. Aflăm dacă acest lucru se întâmplă și la noi. Și acum trebuie să vă spun că invitații programului sunt domnul Andrei Chistol, secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Domnule Chistol, bine ați revenit în spațiu public. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Culturii. Felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Culturii. Adresez și unui alt invitat, domnul Valeriu Jereghi, directorul Centrului Național de Cinematografie. Bine ați venit la noi, vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. Acum 2 ani eram la sfat, la același sfat, aproape în aceeași componență. Discutam despre ceea ce se întâmplă la noi pe domeniul industriilor cultural-creative. La acel moment, în 2017, era și un studiu care ne arăta care este starea de fapt. Acel studiu ne spunea despre următorul lucru. Industriile cultural-creative la acea vreme alcătuiau 3,31% din produsul intern brut. Era o cifră destul de bună și asta pentru că se dădea în comparație cu alte țări vecine, cu România, care avea la acel moment 5,6, cu Rusia, care avea la acel moment 6,1, și cu Ucraina, care la acel moment avea 2 și ceva. Ei bine, de data asta vreau să știu ce s-a întâmplat pe durata celor 2 ani, 2017, 2018, 2019, aproape 3, cum am reușit să promovăm niște politici așa încât să avem o creștere. Cred că am fost destul de convingătoare. Europa mizează pe economia culturală și o dezvoltă și se obține și profit. Domnul Andrei Chistol, sigur, vă rog să ne spuneți. Iată, vedeți cât de repede au trecut cei 2 ani. Într-adevăr, documentul strategic care a fost până acum, până iată anul ăsta în vigoare, Strategia Națională de Dezvoltare a Culturii, prevedea dezvoltarea economică a domeniului culturii și promovarea unor inițiative noi care să stimuleze sectorul respectiv. Sigur că în acești ani noi am venit cu mai multe inițiative, bine, este și însăși Centrul Național de Cinematografie care a fost creat, nou sistem de finanțare a cinematografiei, a urmat mai apoi și sistemul pe cash rebate, care iarăși sunt niște inițiative care vin să stimuleze domeniul industriilor creative. Dar sigur că domnul director Jereghi se va referi și la partea respectivă, pentru că, într-adevăr, noi am avut o creștere și noi ne-am pornit dintr-un punct în care eram așa un punct încă necunoscut pentru noi și era foarte important ca la momentul acela să avem niște acțiuni cât de cât targetate pe anumite sectoare respective. Deja pe cinematografie va vorbi domnul Jereghi. Eu voi vorbi de domeniul politicilor și ceea ce, într-adevăr, Ministerul și-a realizat acest lucru. Sigur că a fost și o politică publică, un proiect de politică publică elaborat de dezvoltarea industriilor creative. Acea politică cumva a fost materializată prin inițiativa pe care am avut-o și care deja a fost materializată, crearea Centrului Industriilor Creative, ArtCore. Această instituție este la moment un model pentru dezvoltarea sectorului. Sigur că pentru lucrul ăsta am avut nevoie ca această contribuție pe care noi o vedem a industriilor culturale în PIB să fie iarăși încă resimțită și încă în continuare documentată, pentru că credem că
sectorul, noi nu am spus încă tot vis-a-vis de sectorul respectiv. Am avut o, și avem în continuare o colaborare foarte bună cu sectorul întreprinderilor care activează în domeniul industriilor creative și dânșii și-au format acea asociație a companiilor din domeniul industriilor creative și ei sunt în bordul de coordonare a activităților Artcore. Pentru că ne-am dorit ca această instituție să fie creată în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pentru că ne-am orientat pe segmentul de startup, de început pentru tineri, pentru studenții de la Academie și acești studenți împreună cu potențialul companiilor care deja au o experiență în domeniu să poată să realizeze activități, să poată să realizeze activități de formare, activități de dezvoltare, activități de proiecte mici care într-adevăr să le arate studenților și tinerilor care activează în domeniu că există un potențial și potențialul acesta trebuie dezvoltat. A fost foarte important ca să venim cu aceste inițiative pentru a stimula cumva să se pornească o mișcare, hai să zic, în sectorul respectiv. Nu este încă totul spus în cazul respectiv. Avem nevoie și de o participare mai masivă, inclusiv și a domeniului mass media în general, cu idei și cu potențial de dezvoltare și cu potențial de promovare a acestor idei. Mă bucur că instituția publică este cumva în top cu cei ce ne propunem și noi guvernul. Mizăm în continuare pe hub-ul acesta creativ, că, Artcore, a fost deschis nu prea de mult, da, în vară în 2009, și s-ar putea că lumea n-ar fi luat chiar deodată în serios acest lucru, adică da, s-a deschis ceva acolo, dar nu știm exact ce și pentru ce. Cred că activitățile pe care ele desfășoară, dar deja ei au foarte multe activități pe care le desfășoară, fie că sunt activități de evenimente pe care le organizează sau activități de formare, activități de parteneriate care deja le destabilesc, activități de coworking, pentru că acest Artcore, pe lângă evenimente, oferă spațiu pentru dezvoltare tinerilor care au o inițiativă în domeniul muzicii sau în domeniul filmului sau în domeniul cinematografiei sau eu știu alte și noi deja inclusiv și CNC-ul. Am căutat-o pe doamna Olga Radu, directoarea acestui centru, și n-am găsit-o, probabil nu e acasă. Probabil nu e acasă. Da, am vrut să o invit la această discuție, da? Da, sigur că putem face, chiar vă invit la Artcore să facem o emisiune acolo. Haideți, împreună, da, cu colegii din asociații, pentru că noi avem un număr destul de impunător de companii care lucrează în domeniul industriilor creative și să vedeți chiar de la ei suflul ăsta și ce se așteaptă inclusiv de la noi. Recent am avut o misiune de experți din partea Consiliului Europei care au evaluat nivelul ăsta de dezvoltare a industriilor creative și deja au elaborat un proiect de recomandări vis-a-vis de noua strategie de dezvoltare a culturii și cum ar trebui industriile culturale să fie prezente în această strategie cu acțiuni mult mai targetate și mult mai specifice, pentru că la nivelul 2014 noi ne porneam cu mai mult cu idei decât cu anumite elemente deja palpabile și cu anumite rezultate concrete. Ori studiul ăsta care îl vom face public în viitorul apropiat și pe pagina Ministerului se traduce acum, ne arată că există un potențial, există o mișcare, un început de mișcare de partea în special a tinerilor și acum toți cu acești tineri trebuie de ei ajutat și de le oferit această posibilitate de a se dezvolta. Și credem foarte mult și ideea Artcore a fost și de a facilita promovarea exportului și a serviciilor creative. Ne referim aici la serviciile care sunt oferite de companiile noastre pentru alte companii din străinătate. Și deja la nivelul 2019 noi am avut mult mai multe parteneriate stabilite între companiile noastre, pentru că ne trebuie o platformă. Artcore a fost ca o platformă și este ca o platformă de promovare. El deja este partea rețelei europene de hub-uri creative și acest lucru ne bucură foarte mult. Nu trebuie aici să nu uit și de partenerii care au stat la baza Artcore-ului. Chiar le mulțumesc colegilor de la USAID, programul de competitivitate, care au înțeles importanța industriilor creative
și împreună cu alți parteneri care susțin acest program, guvernul Suediei și UK, au înțeles importanța acestui domeniu și au venit în susținerea sectorului industriilor creative. Da, domnul Ghistol, suntem curioși să știm ce analize se conțin în acest studiu de care ziceți dumneavoastră, va fi mediatizat în curând. Sigur. Poate peste puțin timp să ne dați și niște detalii, să știm care dintre industrie are cel mai mare potențial, care au potențial mai puțin, mai mic, dar necesită, știu eu, sigur, politici potențial există mai așa, mai țintite, mai concentrate. Eu pe domnul Valeriu Jereghi vreau să-l întreb în aceeași cheie. Deci 2017, atunci abia și începea activitatea Centrului Național de Cinematografie. De atunci au trecut 2 ani. Ce s-a întâmplat? Multă lume își lega speranțe că odată cu crearea acestui centru și activitățile sale se va relansa industria cinematografică aici la noi, Republica Moldova. Ce s-a întâmplat? Da, în toată lumea, industria cinematografică aduce un profit evitabil pentru bugetul țării și noi eram unica țară care nu dezvoltam această latură a culturii, cinematografia, fiindcă în haosul care a fost creat în mai mult de 20 de ani, cinematografia a trecut la o producție de propria inițiativă a unui regizor sau a unui operator și se realizau niște filme private cu resursele proprii. Iată, și-a venit momentul atunci când statul a evaluat această problemă, a formulat-o foarte bine și s-a lansat un program de relansare cinematografiei naționale, de a lansa industria cinematografică într-o variantă modernă, pe care astăzi o deține toată lumea, și planul strategic al nostru a început de la o evaluare aici pe loc să vedem cu cine, dacă a rămas cineva în țară, cu cine lansăm această industrie. Cu suportul serios permanent a Ministerul Culturii, cu suportul Guvernului, au fost lansate și legea cinematografiei, au fost discutate nu odată, de multe ori și cu Ministerul modificări la această lege, fiindcă cinematografia este o artă foarte dinamică, da, și necesită schimbări permanente, fiindcă noi avem relație cu tehnologiile noi. Și de ce necesită acest contact pentru dezvoltare și modificări permanent. Deci, și iată, în acești 3 ani, noi avem astăzi, avem aproape 40 de case de producție în Republica Moldova. S-au întors în cinematografie. Au venit și s-au întors peste 300 de oameni. Practic, la număr sunt mai mulți tineri, ce este și normal, fiindcă este o inițiativă a lor și s-a creat o comunitate cinematografică foarte activă. Iată că în 3 ani de zile, cu suportul Centrului Național Cinematografiei, adică cu suportul finanțării de la stat, au fost lansate în producție 34 de proiecte. 34 de proiecte de diferite genuri, filme artistice, lungmetraj, scurtmetraj, documentare, lungmetraj, scurtmetraj, animații și multe alte activități. Iată, astăzi deja noi putem vorbi că avem o industrie cinematografică la început de cale, dar o avem, este, fiindcă de acum noi suntem contactați de centri a cinematografiei din lumea întreagă. Suntem contactați de mulți producători pentru coproducții posibile. De acum cineaștii noștri sunt invitați la coproducții internaționale și invers. Vin colegii noștri din străinătate pentru a realiza o coproducție pe loc. Aici din nou statul a venit cu un alt suport, cu legea Cash Rebate, care ar facilita
acest contact și este binevenit și din punct de vedere economic, fiindcă altfel nu exista în toată lumea în afară de Moldova, practic. Și iată... Eu să vă rog să-mi spuneți mai multe pentru mine și pentru public ce reprezintă, ce presupune acest sistem cash rebate. Deci o finanțare, o investiție în cinematografia moldovenească dă posibilitatea investorului străin să-și întoarcă 25% cash din suma adusă pentru producție de film. Adică care este un mare câștig al nostru? Că noi avem propuse niște reguli. Adică obligatoriu, practic toată echipa va fi moldovenească. O să fie implicați actorii noștri. Sunt implicate locațiile noastre. Toate resursele administrative. Deci ăsta e un venit într-un final, e un venit mai mare decât acele 25% pe care le e producătorul, investorul Dărăt, da. Și dar asta este și o posibilitate evidentă pentru a colabora cu partenerii noștri din străinătate. Fiindcă industria cinematografică acolo a crescut în anii ăștia, noi am rămas pe loc și acum noi trebuie cumva să facem un pas foarte mare ca să-i ajungem să mergem împreună mai departe. Da. Ne trebuie un salt. Un salt. Iată acest salt noi îl putem realiza numai în comun, nu numai ca instituții separate, dar cumva să unim toate forțele în țară, fiindcă asta este interesul național. Da, dumneavoastră spuneți că între timp de acești 2 ani s-au format 40 de case de producție și care la rândul lor au lansat 34 de proiecte. Asta înseamnă producție cinematografică, da? Da, națională. A gustat consumatorul nostru de aici de acasă din această producție? Asta vreau să vă întreb pentru ca noi să înțelegem și cel care ne ascultă acum să înțelegem că da, într-adevăr, nu e o laudă, e un lucru realizat, e un fapt real, această producție pe care poate să o consume și da, consumatorul de acasă. Fiecare film consumatorul realizat, de cultură de acasă. Fiecare da. Film realizat, el are nevoie de un cinematograf, de un ecran cu coloană sonoră. Lipsa acestor cinematografii, mai bine zis distrugerea lor, care au avut peste 300 de cinematografii în țară, astăzi au rămas două funcționale, deci unul Patria și unul Odeonul, da, care necesită o intervenție foarte serioasă în remodernizarea acestui cinematograf. Și lipsa de cinematografie, asta ne este o piedică foarte mare astăzi. Pentru a le oferi posturilor de televiziune aceste filme, aici, conform legii, legislației, nu CNC dispune de aceste drepturi de autor, ci casa de producție care a lansat, chiar dacă a primit finanțare, fiindcă finanțarea de la stat este o donație de la stat pentru, exact, ca un suport, pentru publicul mare. Ca un suport. Și iată casele de producție, deci, mai departe, intră în relații cu acele două cinematografii pe care le avem ca să difuzăm aceste filme. Dar paralel cu asta, sunt foarte mult întrebate astăzi în străinătate. În timp de, ați reușit să exportați ceva? În timp de 2 ani de zile, noi avem de acum 16 premii internaționale cu aceste filme proprii ale noastre. Avem, de exemplu, și un film care Statele Unite ale Americii, Global Genius Group, a procurat drepturile de difuzare pe 8 ani de zile pentru tot globul pământesc. Deci noi vorbim acum de potențialul nostru, da? Sunt țări străine care intră oficial în coproducții cu Moldova, cu aceste case de producții. Noi avem coproducții cu Statele Unite, cu România, cu Rusia, cu Franța, cu Germania. Deci, iată, se dezvoltă în direcție foarte corectă, mi se pare, industria prin aceste legături, prin aceste contacte cu colegii noștri din străinătate. Deci, fiindcă ei astăzi au și alte posibilități mai mari decât le avem noi, ei au
intrare ușoară la festivaluri internaționale, la piețe de film și fiind în parteneriat cu noi, ei ne oferă această posibilitate până rezolvăm noi problema, cel puțin aici în țară, cu cinematografele. Da, haideți să revenim înapoi către consumatorul nostru de cultură. Pentru el s-au alocat acești bani de care au beneficiat cei care au aplicat la concursul de proiecte și au creat, finalmente au avut și o producție. Cum distribuim acest produs, domnul Chistol? Discutam nu prea de mult chiar cu copiii mei și fiica îmi spune, zice, că am impresia că lumea de la noi nu prea curând o să meargă la cinematograf. Toți au gadgeturi, au de pe ce să privească un film, așa încât se prea poate că cinematografele noastre nu se vor dezvolta prea curând, nu știu. Da. Asta e opinia unui tânăr care... Da. E o opinie, înțelege opinie corectă, lucruri, da? Pentru că, bine, noi acum, practic, nu vorbim doar de producțiile care sunt aici realizate în Moldova, dar vorbim și de producțiile internaționale, premierele internaționale de film. Oarecum, în câteva zile poți obține sau poți vedea un film care, iată, a fost recent făcută premiera online. Și aici, cumva, mediul ăsta online, poate ar trebui să discutăm cu colegii, pentru că, într-adevăr, dacă noi vrem să stimulăm consumul corect de film, de a merge la un cinematograf sau de a viziona un film, într-adevăr, într-un spațiu normal, cum ar fi cinematograf, într-adevăr, ar trebui să vedem cum controlăm online-ul, pentru că aici e o problemă mare și e o problemă în sensul că, bine, poate unele case de producție pot să-și permită să-și protejeze, hai să zic, producțiile de aceste aspecte, altele nu prea pot, dar iată, noi vedem că partea mare a premierilor, practic, noi le putem vedea online în câteva zile. Și de aceea și numărul la vizitatorilor sau cel care merg la cinematografic, sunt aici cele două menționate, într-adevăr a scăzut, pentru că au fost și anumite filiale ale lor și la Ungheni și la Cahul, permise și la Bălți și iată, sunt într-o stare destul de dificilă. Ceea ce vrem noi, într-adevăr, trebuie să vedem cum încurajăm și colegii din TV ca să facă și să stabilească aceste parteneriate cu casele de producție și să înceapă difuzarea filmelor naționale în cadrul TV. Poate ar trebui cumva să ne gândim și aici la un mecanism de a-i ajuta, pentru că înțelegem că aici sunt niște relații contractuale, sunt niște relații economice, până la urmă între doi agenți economici, dar pe noi ne interesează cum este popularizată creația sau producția națională. Și aici e un aspect exact. pe care nu vreau să mă bag în bucătăria colegilor de la televiziune, dar decât să cumperi o producție de undeva, cheltuiești bani pentru titrare, pentru traducere. Chiar azi discutam cu colegii de la Ministerul Economiei, vedeți că noi acum trebuie să suntem și într-un aspect de transfer a televiziunii de la nivelul terestru spre unul digital și cumva sunt anumite transformări care trebuie realizate. Și chiar discutam astăzi că de ce nu am impune anumite, hai să zic, reglementări ce ține de producția națională sau de potențialul de promovare a culturii naționale. Pentru că noi putem să avem o sumedenie de televiziuni care au o grilă de talk show-uri sau altceva, dar trebuie să ne orientăm și cum noi stimulăm și promovăm cultura noastră. Exact, spunem, consumați miere și struguri de acasă. Ceva de genul. Dar privim filme străine în primul rând. Dar lucrurile astea trebuie stimulate și trebuie cumva de a-i ajutat, pentru că înțelegem că și producătorul sau casa de producție nu poate să-și dea gratuit acest drept de difuzare și aici trebuie să ne gândim cum cumva încercăm să facilităm momentul ăsta, pentru că CNC-ul nu urmărește doar că i-am ajutat să realizeze o producție. Dar hai să vedem strategia lui de promovare după, exact. Nu doar în exterior, pentru că să nu ajungem la situația când ne cunosc mai bine în exterior decât în interior. Și noi avem, bine, marea majoritate a filmelor realizate deja sunt parte la festivalurile care se fac aici, fie Cronograf sau Ravac,
Este foarte bine, publicul deja începe să simtă lucrul ăsta, dar aici sigur că avem nevoie de o colaborare pe dimensiunea regulatoriei, în special de a susține circulația producției naționale. Și eu sper că în viitor posibil vor fi și anumite ședințe și la discuții și la Parlament pe subiectul respectiv. Pentru că noi vorbeam înainte de anul nou la Parlament pe legea ce, de exemplu, cinematografiei, cum să creăm Fondul Național Cinematografiei. Iar Fondul Național trebuie să prevadă nu doar realizarea de producții, dar și cum promovăm noi producția respectivă. Și noi aici trebuie să înțelegem că, iarăși, acele case de producții sau acele televiziuni sunt la nivel incipient. Pe ei trebuie să-i ajutăm, nu trebuie să le doar să le cerem, da? Să existe o oarecare relație de colaborare. Și de ce sper că odată cu crearea fondului ăsta, pe de o parte facilităm mecanismul de finanțare, dar pe de altă parte să lărgim gama de, hai să zic, servicii pe care le putem susține noi. Dar sigur că există și noi chiar ne gândeam cu domnul director ca să facem cumva ca producțiile să fie cunoscute și la noi mai bine. Și aici rolul televiziunii, în special televiziunii naționale, este unul definitoriu. Sigur. Și trebuie să vedem și cu ei cum putem să stimulăm aceste discuții. Anumite filme sunt deja difuzate, dar ele trebuie în continuare stimulate și demonstrate publicului. Sunt și alte inițiative de a merge și de a face anumite prezentări gratuite de film. Dar aici, iarăși, trebuie să vedem, ne axăm doar pe partea de gratuitate sau cumva spunem și lucru că, uite, hai să mai bine să contribuim cu ceva la difuzarea filmurilor respective ca să nu avem doar consum. Da, domnul Jeghe, dumneavoastră ce credeți? Da, vă rog. Vreau să mai adaug aici la ce a spus domnul Chistol, foarte corect. Dar sunt și prezentări de difuzări sau prezentări de film tematici. Da, iată, da. În legătură cu tema, de exemplu, Exodul, da? Și iată, atunci casele de producție normal că oferă acest film gratis, fiindcă suntem toți în comun legate de deportări, cum au fost anumite filme. Păi ce facem noi? Noi planificăm? Planificăm teme, fiecare, subiecte? Fiecare casă de producție și la noi și peste drum, sunt la cetățenii televiziune. Republicii Moldova. Ei, în momentul ăsta de patriotism, îl au din nascare. Așa că niciodată nu a fost niciun refuz pentru o difuzare tematică sau atunci când este nevoie de a deschide o temă pentru discuții, cel puțin. Altceva, că casa de producție investește și ea în producție de film. Nu numai CNC-ul contribuie numai cu până la 50% în funcție de punctajul pe care îl obține acest proiect. Dar în rest, toate cheltuielile sunt a casei de producție. Este și normal să-i ajutăm să-și recupereze cumva cel puțin acești bani. Da, și prima problemă principală acum, având și fondul cinematografic, adevărat, trebuie să oferim posibilitatea ca aceste filme să fie văzute acasă. Iată primele trei probe. Siberia în oase, în cinematograf a fost film cu radiație, și iată acum Botezul, da? Botezul, deci iată trei filme care erau de fapt full toate serile. Spectatorul nostru are cere filmul național și aveți dreptate că el își dorește să vadă, să contacteze cu această cinematografie a noastră națională. Noi aici, legal, de cum trebuie să găsim toate posibilitățile după toată restructurarea asta economică, politică, în țară, după tot ce s-a întâmplat până în anii ăștia, trebuie să se găsească unele soluții ca să facilităm această cale spre spectator. Da. Domnul Chistol, dumneavoastră spuneați că aveți un studiu privind felul în care se dezvoltă de industriile creative la noi în Republica Moldova. Foarte curând le veți mediatiza. Noi, publicul, vom afla ce se întâmplă. Dar acum, preventiv, ziceați că studiul vă indică asupra tineretului studios, tineretului de creație și că ăsta ar sta la baza industriilor creative de mai departe. Da. Deci, eu vreau să vă întreb dacă tineri,
cineaști, tineri regizori, tineri designeri se lansează în businessul de creație. Ce spune studiul? Da. Eu cel puțin în emisiunile mele am avut ocazie să discut cu un regizor, nu, un, ce este el, domnul Jereghiu, să-mi spună. Este Sergiu Ciurescu, este... Da, este producător și operator, dar și regizor. Chiar. Da. Dumnealui aplicase la un concurs de granturi la Odim pentru că vroia să-și dezvolte business-ul, afacerea, vroia să creeze o casă de producție și la Bălți, în afară de cea pe care o are la Chișinău. Da. Deci eu cel puțin un exemplu am întâlnit. Mai sunt și alte exemple, adică... Sigur că sunt exemple destul de bune și multe. Noi, poate când vom organiza acea discuție, chiar acea masă rotundă putem să o organizăm la Artcore, să vedeți că, de exemplu, cum se dezvoltă sectorul de software și cum companii sau tineri de ai noștri creează aplicații sau fac anumite contenturi pentru jocurile online care sunt difuzate în alte țări, sau cum colegii noștri din domeniul IT și în special designul și așa mai departe, arhitecturii, cum ei fac proiecte pentru alte companii, dar sunt aici acasă. Și cred că cei ce ne trebuie nou și inclusiv și cu colegii de la Odim, trebuie un pic să diversificăm viziunea. Noi trebuie să încercăm să susținem pe toți cei care vor să realizeze într-adevăr ceva și au o idee bună, creativă. În curând și la Bălți va apărea și un centru inovațional care iarăși va încerca să stimuleze și să coaguleze tot sectorul sau sectorul care vrea să dezvolte și să se dezvolte, inclusiv și la Bălți. La Chișinău, pe lângă Artcore, ne gândim să, și deja sunt multe etape făcute privitor la un MediaCore, care iarăși va fi o etapă un pic mai avansată de dezvoltare a sectorului și cum sectorul respectiv participă la dezvoltarea și altor sectoare, mass media, cum reflectăm, ce reflectăm, ce, din ce unghi și așa mai departe. Adică noi trebuie să încercăm să dezvoltăm și să implicăm. De ce spuneam de tineri? Pentru că, într-adevăr, a fost o perioadă când și în cinematografie... Important este în raport cu ei, cu tinerii de creație, cu tineretul de creație, este să dezvoltăm politici favorabile, așa încât ei să vrea să se lanseze în business de creație. Înțelegem că nu este simplu. Înțelegem că de multe ori procedurile... Nu se trăiește din artă, procedurile poate birocratice cumva, hai să zic așa, cumva creează anumite obstacole, dar noi pe lângă, de exemplu, concursul național de proiecte a cinematografiei, mai avem și concursul de proiecte culturale sau proiecte sau concursul proiectelor, granturilor pentru organizațiile de tineret. Sau vrem în curând să lansăm și pentru alt sector alte concursuri. Dar, iarăși, sau participarea noastră la, de exemplu, programul Europa Creativă, eu de fiecare dată le spun colegi, noi avem un potențial pentru că noi, ca țară, cotizăm la programul respectiv. Și aici este un potențial foarte mare ca voi să mergeți în coproducții. Pentru că doar în coproducții noi putem să ne promovăm mai bine, inclusiv și în exterior. Iar cei ce cu producțiile care au fost realizate pe domeniul cinematografiei, e un element extraordinar. Și, dar și un element când ne spune și nouă unde trebuie să intervenim. Că dacă trebuie să intervenim la nivel de tineri specialiști pe domeniul tehnologic, hai să zic, ce ține de cinematografie, acolo chiar avem de lucru. Și chiar dacă avem mulți tineri, mai e necesar, pentru că, știți, acum în era digitală, deja nu mai avem atât de multe filme de ani. Da, dacă, de exemplu, un conținut filmul este ca să arăți 4 anotimpuri, deja nu ai încotro. Dar sunt foarte multe filme care se fac într-un alt aspect sau într-un alt cadru. Și aici avem nevoie de forță, de muncă bine pregătită, iar Cash Rebate-ul va fi un test, de fapt, pentru noi. Să vedem cât de pregătiți suntem și piața noastră este pregătită ca să primească la un moment dat o casă mare de producții, nu știu de unde, din Franța sau din Statele Unite, de a face un film într-o lună. La figurat fie spus, trebuie să avem forță de muncă pe domeniul creativ. Da, și de aceea noi ne-am axat și împreună cu donatorii USAID, în primul rând, și Uniunea Europeană ne-am axat anume pe aspectul de tineret, pentru că trebuie să creștem oamenii
inclusiv și fondul și Centrul Național a susținut câteva acțiuni de formare a tinerilor pe domeniul cinematografic sau producției cinematografice. Da, așa numite eșalonul 2 din echipa de filmare, care este cel mai mare și cel mai important. Pentru că acțiunile de formare care le avem tipice la Academie sau la Universitatea Tehnică, ele sunt foarte bune ca material de începere, da? Uh-huh. Dar după aceea el deja trebuie formate pentru că tehnologiile sau camerele de filmat sunt... Format în gust, așa, pe un sector propriu de profesie, de profesionist. Da, și de aceea trebuie casele producției, și de ce nu am făcut formatul ca să vină casele de producție să ceară anumite formări concrete și să invite cât mai mulți producători sau cât mai mulți tehnicieni, specialiști externi ca să-i învățăm și pe ai noștri, să fim în acel trend. Da. Înainte ca să intrăm în emisiune, noi deja am discutat câteva subiecte, unul dintre care, împreună cu domnul Jereghi, noi vorbeam de gala, prima ediție a galei Cineaștilor. O lansați, adică se lansează pe 20 ianuarie, iar întrebarea mea e dacă au fost mulți aplicanți la această gală și aveți cui oferi premiile. Da, au fost foarte mulți aplicanți la această gală, fiindcă nu numai filmele susținute de CNC, au fost și filme realizate de case de producție independente și lista a fost foarte impunătoare, dar eu personal regret și îmi pare foarte rău că nu am observat la timp un punct din regulament pe care noi puteam să-l și discutăm în situația noastră atunci când abia relansăm cinematografia. Obligatoriu, participanții la acest concurs trebuie să aibă o prezentare publică a filmului. Deci, casele de producție care au produs, sunt casele de producție care au produs filme și sunt filme foarte bune, dar încă nu au avut posibilitatea de le-a oferi pe spectatorul, publicului larg. Nu au avut premieră și ei nu au avut dreptul să participe la această... Și ce aveți de gând să scoateți acest punct de regulament? La anul viitor, să fie și mai multe filme. Faptul cum a trecut această perioadă de concurs este foarte democratică, foarte civilizată, vreau să vă spun. 9 membri a juriului din Moldova și România, nimeni nu se cunoaște unul pe altul, unul nu știe pe ceilalți 8. Da, asta e condiția primordială. Asta. Da, și sunt 13 premii de profesie, ceea ce dă foarte bine dezvoltării cinematografiei. S-au unit și ați avut aplicanți destui la toate nominalizările. La toate nominalizările, uh-huh. Da, sunt nominați la fiecare compartiment, sunt câte 5 candidaturi. Deci acum, pe data de 18, o să fie ultima ședință a juriului, unde se vor stabili de acum laureații pe care îi avem pe anul ăsta. Da. Nu, e un mecanism democratic, CNC împreună cu Uniunea Cineaștilor, Uniunea care... Și cu suportul Ministerul Culturii, fiindcă... Noi mai puțin, pentru că sunt profesioniștii care trebuie să decide. Bine, astăzi urmează să aflăm cine sunt laureații galei premiilor din cultură și vom avea o transmisiune începând cu ora 17. Nu dăm nume încă, dar am vrut să vă întreb, domnul Chistorl, cum ați votat sau cum ați stabilit premianții? Întotdeauna fost, după galele acestea sunt discuții multe, că merita, că nu merita, că trebuia să mai lucreze pentru ca să obțină un premiu. Întotdeauna cred că există momentul de a mai discuta. Propunerile toate au venit din partea fie instituțiilor din subordine, dar în mare parte au venit din partea Uniunilor de Creație. La procedura de concurs au participat tot cei care bine au depus până în termenul care l-am fixat. Comisia a fost iarăși formată din președinții Uniunilor de Creație. Pe candidatul înaintat de Uniunea X, președintele Y s-a abținut de la procedura de vot, deci noi am respectat condiția clară, pentru că dacă îl propui, nu poți și să-l votezi în comisia noastră. De ce? Procedura de vot a fost pentru fiecare în parte. Candidații am avut un număr destul de important, ne-am fi dorit poate să avem mai mulți. Poate la anul viitor vom anul ăsta, pentru că anunțăm la sfârșit de an, vom
pic mediatizat mai mult concursul respectiv, ca să vină mai mulți. Avem din toate domeniile, din domeniile culturii, avem și din partea colegilor din teritoriu premianți, pentru că vrem să-i susținem și pe cei care contribuie la dezvoltarea și promovarea culturii la nivel local. Nu doar aici, oamenii din teritoriu trebuie încurajați. Da, avem chiar doi laureați și mă bucură lucrul ăsta. Adică pe fiecare domeniu avem fie câte un laureat, fie câte doi laureați, în funcție deja de procesul de votare. Pentru că sunt domenii unde educația artistică, de exemplu, da, unde este necesar să-i susține pe cei care zilnic, poate noi mai puțin ne vedem, dar ei dar contribuie la dezvoltarea. Dar tot mai puțini oameni ai culturii în teritoriu, cei de la, din direcții, tot mai puțini. Eu dădeam sunete într-o vreme și găseam numai șefii de direcții și mai mult pe nimeni. Este o problemă, dar de ce și unul din premiile ministerului, așa și se numește, pentru cel mai bun manager al instituției de cultură din teritoriu. Galele, astăzi la ora 7, galele vin și trec, dar da, creația este permanentă, este o muncă de zi cu zi și noi în această emisiune am vrut să aflăm care este situația privind dezvoltarea industriilor creativ-culturale și ce e de făcut mai departe încât să avem o creștere la PIB mai mare. Și care ar fi obiectivele în acest sens pentru acest an, pentru următorii ani, domnule Chistor? Pentru anul acesta ar fi într-adevăr ca aceste acțiuni, două, trei acțiuni să le realizăm, în special partea de educație. Este una foarte importantă pentru a continua dezvoltarea potențialului uman. Educație pentru consumul de cultură? Și inclusiv educație. Eu mă refeream la partea de formarea specialiștilor. Uh-huh. Doi, parte de platformă unde, într-adevăr, acești colegi se întâlnească și să dezvolte anumite proiecte în comun. Și partea de susținere financiară, într-adevăr, să fie una mai consolidată, pentru că există potențial și noi trebuie să încercăm, cel puțin pentru etapa de început, să-i ajutăm. Nu este simplu. Sunt reglementări de finanțare, sunt documente de prezentare, rapoarte financiare de prezentat, dar trebuie să ne învățăm să facem corect și atunci și respectiv producțiile vor fi corecte. Da. Domnul Jereghi, ce are de făcut Centrul Național de Cinematografie în acest an și în următorii ani, așa încât să avem pe bune această relansare a industriei cinematografice? În zilele apropiate noi lansăm deja rezultatele concursului pe anul 2020. Au fost aprobate șapte proiecte cinematografice și așteptăm 7 filme noi. Asta înseamnă că, din nou, cu posibilitatea cu producțiile internaționale, înseamnă că o să fie implicați în producția cinematografică vreo 200 de oameni. Asta înseamnă că ne deschidem alte căi, alte drumuri, alte porți pentru dezvoltarea acestor relații internaționale, fiindcă industria cinematografică necesită o atitudine specială și din partea instituțiilor statale, fiindcă ea se dezvoltă foarte rapid și noi trebuie să reușim să mergem într-un pas. Deci, și în afară de susținerea financiară a filmelor ca atare, noi mai avem și alt program de susținere financiară la hotărârea Consiliului de susținerea altor genuri de activitate. Deci, participarea cineaștilor noștri la workshop-uri internaționale, la festivaluri internaționale, la masterclass-uri internaționale, evenimente proprii care le avem aici acasă, festivalurile de film, Cronograf, Revag. Susținere în ce fel? Financiară? Și financiară? Da, financiară. În primul rând financiară. Și chiar și Gala Cineașilor. Noi o facem în comun. De ce? Fiindcă comunitatea cinematografică este una. Că sunt diferite metode de a produce un produs, un film, da? Asta e de acum o chestie pe interior. Dar noi suntem toți reprezentanții acestei țări, cineaștii moldoveni. Și
evenimentele pe care noi le promovăm, chiar și în cadrul Arcorului, școala de film Milab, care dă foarte bine pentru dezvoltarea industriei, anume pentru a aduce în cinematografie tineri cineaști de acum, după o instituție care intră în producție ca atare, fizică intră în producție de film. Iată, fiindcă mai este un moment aici care vreau să spun. Legea Chișebeit nu va funcționa până atunci, până când noi nu o să oferim acelor investori străini echipa de filmare, fiindcă aici este interesul lui economic, să vină să filmeze aici cu oamenii noștri. Da, suntem pe finalul emisiunii, avem doar 3 secunde, spuneți. Da. Deci, cinematografia națională s-a relansat și eu vă mulțumesc pentru această discuție. Felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Culturii. Felicitări tuturor. Felicitări tuturor celor care au creat și au creații bune în acest an, da. Și au și devenit laureați ai galelor pe care le organizați dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mai invit. Vă rog să rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Pentru toată lumea, o zi bună. La revedere! La revedere!